seara și bine v-am găsit. Observ un leucoplast. Bună seara, doamna Tatoiu, vă pupăm cu toții și tot respectul nostru de aici, din studioul Seara cu Serghei și Mara. Te-ai întâlnit cu doamna Tatoiu, de ești accidentat? Nu, mașină nu și am făcut, am umbrul de sânge. Cum? Nevenindu-mi ciclul. Ciclul lunar. Cum? Zic că nu știu ce am făcut. Nu știu, m-am umplut de sânge. Mi-a arătat Crăciun de la restaurant. Băi, ești plin de sânge și pe pantaloni. Nu știu ce am făcut. Am mutat o ladă. Mi-am prins centura. În mașină ai mutat o ladă? Stai să-mi fac și o piruetic. Nu, acum ca să explic. Deci am niște lăzi în fața restaurantului să nu parcheze lumea. Cred că am mutat-o și m-am tăiat. Da, plătești parcare? Nu plătești parcare. Păi am încercat să plătesc parcare, primăria nu-mi dă să plătesc parcare, aici este amestecată treaba, deci jumate au și dreptate, jumate am și o dreptate. Și telefonul tău are cea mai mare dreptate, care sună în direct. Da. Bun, deci ești accidentat, chemăm smurdul, este în emisiune, după cum bine, eu trebuie să, nici nu știu ce să fac, să deci umplu golurile astea, să-l las pe om să... Da. Cine e? Nu poți dau știrea, că după aceea se duce lumea. Pune. Fără Caterinca. Am înțeles. Cum adică se duce lumea? O să explic în pauză. Meciul cât s-a terminat? Da, am avut meciul cu 1-1. Ceea ce e un rezultat bun sau prost? Cum mă, cu Uruguayul, ce mai tare au, toți au aici la noi. Bine, puțin meșterit meciul, pentru că au avut 11 metri, nu s-a dat. Dar în fine, meci amical, una peste alta, eu zic că am jucat și mă bucur eu personal. E ca jucător, ce, că noi, eu zic că tot e un jucător foarte bun, deci nu mă dau expert în fotbal, așa cât știu eu și oricum stau în jurul lor. Și au, na. Și l-au vândut, eu zic că au făcut o mare greșeală când a dat pe Torje. În Italia și nu joacă. Ia mănuța, te rog. Da, nu am să văd dacă l-am bine pus. E acolo. Dar, și nu joacă și acum a dat pasa de gol, deci eu zic că tot e un jucător foarte bun și păcat că dăm la echipa unde afară unde nu joacă. De ce? Iar le scriu că aleargă după Ilinca, Vandiș care refuză și că ăștia fac mișto de el în vestiar, că n-are cum să umble Ilinca Vandiș cu el. Scriu anumite... Fii atent ce frază, anumite tabloide. Tabloide, din 2-1. Din 2-1, da. Mă rog, din 3, dar al treilea nu prea. Care pe mine ți-am spus foarte clar, pe mine prea mai mă interesează acel tabloid. Acel tabloid cancan, să nu-i dăm numele. Da, nu știu, adică scriu niște chestii care m-am mutat și eu azi. Seamnă că mă uit rar de tot, azi eram într-un loc unde era chiar un cancan pe masă și am zis, nu mai... Că ăla, așa, că aia. Adică niște subiecte care nu sunt subiecte. Dar nu văd de ce n-ar ieși Ilinca până la urmă. Că n-a pus benzină, că i-a pus benzinarul. Pe cine vrei să-i pună benzină, mă, mama? Nu e logic să spună benzinarul că mergi la benzinărie? Dacă soliciți, da, normal. Și dacă nu solicit, afară spune benzinarul. Bine, nu prea sunt pe acolo, da. Dacă îi prinzi, spun, dacă nu... Da, da, asta e o știre că a pus benzină benzinarul. Adică ce era, că era fițoasă la modul ăsta? Nu, că nu, adică nu se percepe, nu m-am încărcat. Am înțeles. Deci vorbeam de tot și îmi pare foarte bine că au stat așa. Gândește-te că ai nu știu jucători de 100 ceva de mii de euro pe lună salariu și au 30 de milioane, 40 de milioane, adică da. Echipă tare, de două campioană mondială, adică echipă bună de tot. Și foarte frumos stadionul și plin. Adică pe vremea asta se umple un stadion. Ieri spunea Silviu Andrei că se vânduseră doar 1000 de bilete sau... Pentru că au fost la casă și au fost foarte bine, au fost ieftine, au fost la casă și toată lumea a mers acum la sfârșit și au luat bilete la casă. Da. Oricum, superb stadion. Ai fost bănuiești și tu, da, Dumnezeu, degeaba. Da. Ei vor să dea în ăla, să dea în ăla, să dea în ăla. Eu am teoria mea care am spus-o tot timpul și indiferent cine face. Că dădea un în Udrea, că vrea să facă la Brașov, nu știu ce, în copârtie și un lac să aibă zăpadă și astea, vrea să facă un știu. Pe mine nu mă interesează cine face, mă. Pe mine mă interesează să fac. Pentru că știi ce se întâmplă? Ăla rămâne. Ăla-i ministru, cade acum, cade peste 4 ceea ani, ce a făcut rămâne, se schimbă da. Guvernul, dar ceea ce a făcut rămâne, domne. Adică asta este răutatea asta, domne. Ce am văzut acum, așa că o fi chiar șto sau nu, erau foarte impresionați și uruguaieni de stadion. Dar asta aici mă îndoiesc puțin de știrea ei noastră. Au, da. Da, e posibil să fie că e un aia stadion joacă nou. În cele mai mari echipe din lume. Da. Nu joacă, ăia toți sunt jucători în marile echipe. Cine știe ce se așteptau să găsească în România? A, sau poate s-au speriat cu pentru că joacă aici, eu știu, un vrogăleată. Da, 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 vreo groapă și atunci nu fără nicio legătură cu Ștefan cel Mare. Dar apropo de fotbal, ca să rămânem în domeniu, o să rog colegii din regie, dacă avem
fotografiile de la Știrea 4 pe care o am eu aici, aceea cu președintele FRF Mircea Sandu și cu fiul nelegitim, până le căutați voi ca să dăm și pe ecran să vedem despre ce e vorba. O să-i citesc lui Serghei știrea, deși sunt convinsă că o știe, dar mă rog, o reîmprospătez în mintea celor de acasă. Șeful Federației Române de Fotbal pare să-și fi găsit nașul. Un tânăr în vârstă de 22 de ani susține că e fiul său nelegitim. El a cerut magistraților recunoașterea paternității. Daniel Ionescu spune că tatăl său și-a încălcat promisiunea pe care i-a făcut-o când era copil, și anume de a recunoaște la vârsta majoratului, iar de ceva timp nu mai vrea să știe de existența lui. Pentru a fi împăcat cu el însuși, susține băiatul, a cerut ca numele lui Mircea Sandu să fie trecut pe certificatul său de naștere. Daniel este din București, e pasionat de teatru și muzică, o bucată de vreme a fost solist unei formații rock, a fost și actor, a interpretat mai multe roluri în Compania Națională de Teatru Arca lui Noe, o companie privată. Haideți să dăm și pozele, vă rog frumos, dacă le-ați găsit. Tânărul ascunde, spun ziariștii, o mare neîmplinire, tatăl său adevărat n-a vrut să recunoască în acte. Susține că tatăl său e șeful FRF Mircea Sandu, care a avut o relație extraconjugală cu mama lui Elena Codreanu în perioada anilor 90. O fac pentru liniștea mea sufletească, nu pentru bani. M-a deranjat ceva ce a făcut acum 2 ani și de atunci acel lucru mă macină. Nu pot să vă dau alte amănunte, e ceva prea intim. Așa se explică de ce am deschis acest proces abia acum, spune tânărul Daniel, pe care îl vedeți în imagini. Cererea a ajuns pe masa magistraților de la judecătoria sectorului 2. În certificatul de naștere al tânărului figurează fostul soț al mamei sale. Cu toate acestea, Mircea Sandu și-ar fi îndeplinit obligațiile de tată, cel puțin la început. Iată-l pe Daniel Ionescu și pe Mircea Sandu. Mă rog, Mircea Sandu n-a vrut să declare nimic. A nebunit, e o perioadă nebună. Vica lui Pițurcă la fel, acum și Mircea Sandu. Știi ce mi se pare? Adică că la Vica e așa, e mic copilul și asta, dar dacă eu nu, adică cum să faci adică mie mi se pare ciudată chestia, nu, din punctul meu de vedere. Adică ori îl recunoști, adică cum te recunoști la majorat, adică ce... Adică ori te recunosc de la început, dacă am fost de acord să îl faci, adică dacă l-a crescut o perioadă, înseamnă că a fost de acord. Dacă a fost de acord, îl recunoști. Dacă nu ești de acord, nu îl recunoști, nu? Dar așa să te... Nu știu. Mie mi se pare ciudat să te trezești la o anumită vârstă că, bă, ești tata. Păi... Deci nu te duci până acum. Păi, copilul mic fiind, poate... Stai un puțin, că la 14, 15, 16 ani poți să zici tata, că vreau la tata, nu? Nu numai la 20. Părerea mea. Da. Adică nu cred în... Nu cred, că nu poți să știi niciodată ce a fost, dar mi se pare asta foarte ciudat. Dar copilul nu putea deschide Eu știu că legea e așa. Mama poate intenta în primele... Deci dacă mama nu vrea copilul și copilul, nu știu... Spun cum știu eu că e legea. Mama poate intenta proces pentru paternitate în primele 6 luni de la nașterea minorului. Și după aia la revedere? După aia la revedere. Iar tatăl timp de un an, pentru că există și teama aceasta că poate o femeie face un copil și nu vrea ca tatăl să fie trecut în acte. Și atunci magistrații dau și posibilitatea tatălui ca până minorul împlinește un an să poată da mama în judecată. Știi, există și viceversa. Dar după aceea numai minorul e cel care poate deschide, minorul, mă rog, copilul e cel care poate deschide un astfel de proces. Încă o chestie, dacă eu nu vreau, da? Dacă vine unul și mă forțează, tu nu ajungi la nimic. Dar cum, la bani? Te obligă legea. Păi dacă eu sunt șmecher sau asta, am mut totul, nu? E. Și eu zic că cu cine, bă, ăla e șmecher, că îl cunosc foarte bine, nu? Adică sunt o groază de șmecherii ca să faci treaba, adică... Dacă eu dacă aș fi copilul... Păi da, dar el lucrează la stat și 25% din ceea ce e la stat, salariul trebuie să... Dacă aș fi copilul, păi da, și până acum, dacă aș fi copilul, m-aș duce, băi, ești tata meu, vrei să mă recunoști? Nu, domne, bine, mă, dă-te, la revedere și la revedere. Cine știe ce-o fi acolo, că tânărul spune că acum 2 ani au avut o discuție... Adică e o chestie forțată, adică niciodată ăla nu va fi tată dacă nu vrea. Corect. Chiar dacă legea spune că sunt tasul, dacă eu nu vreau, nu vreau. Adică văd atâtea, sunt atâtea cazuri în jurul meu care nu vreau să le dau, că intru în alte chestii, care n-au vrut și n-au vrut, la revedere și la revedere, nu? Dar până la urmă ce vină are un copil, Serghei? Dar vezi că sunt multe șmecherii din partea mamelor, asta o pui la socoteală, că da, multe scot un cuvânt, fac copilul și după aia ți-l bagă pe gât. Că au fost mii de cazuri astea, nu? Da.
Deci e la mijloc treaba, nu? Deci nu poți să știi cum e, dar... Sau nu ți-l bagă pe gât, depinde de caracterul mamei, că deci sunt femei care fac copii pentru că își doresc să facă. Concept, dacă eu vreau să fac copilul, copilul se face în doi, și dacă eu ca femeie vreau să fac copilul și mi-asum treaba că mi-l fac și nu mai mă interesează ăla, e în regulă și asta. Sau mai există și a treia variantă, că dacă s-au căsătorit, au făcut un copil, nu știu ce, și rămâne la și îl crește și dacă ăla nu vine, eu nu l-aș mai accepta pe ăla. Adică eu ca mamă. Adică dacă are un tată care nu se ocupă, care da. Nu dă bani, care nu face, bă, la revedere, nu mai veni și aș crește copilul singură. Și invers, și tata aș lua copilul dacă mama... Adică sunt complicate astea, dar să vii la 20 de ani să spui, bă, eu vreau să fiu copilul tău, e complicat. Da, eu cred că e o chestiune așa legată de finanțe. Uite, vezi că la noi totul, acum că sări de la una în alta, dintr-una în alta, la noi este o... Bă, mă uitam la știrea asta, eu, băi, suntem o țară totuși care suntem, băi, suntem irresponsabili, adică oficialitățile, protecția copilului, ăștia cu sănătatea, cu asta, adică cum s-o lase pe aia? Aia e nebună, domne, tu ai văzut declarația ei? Da. Da, eu am văzut altceva, am văzut astăzi jurnalul puțin, Pro TV. Dar nu poți să o lași pe aia să facă atâția copii fiind nebună, domnule. M-am oripilat. Deci primele patru știri au fost despre bebeluș sau copii omorâți. Primele patru știri de la Pro TV. Hai că poate minoră a făcut copilul, nu vrea să crească. Nu, mă, nu, ăla da. Tatăl care s-a dus cu doi copii, nu-i găsesc, îi caută de două da, zile. Da, ai o problemă. Asta cu șase copii, că Dumnezeu a avut voci. Este o chestie comună, a mai avut să plătească, n-a mai avut alea și în fine, ca să nu... Dar bine, și ăla oricum e bolnav mental, acum, fără discuție. Dar să lași un om bolnav mental să facă șase copii, că e clar, tu ai văzut declarațiile, le-ai citit? Da, da, le-am văzut azi la televizor. Deci, bolnavă, sunt medicul de familie mi-a făcut vrăj, nu da. Era un copil, era o nu da, știu era. Ce, păi, adică, dar am înțeles că e și gravidă. Dar de ce ăla să facă șase copii? Dar nea ăla care soțul ei... Dar de ce ăla și că și-a omorât copilul, dar putea să omoare pe tine? Bine, știi ce am înțeles? Că este într-o sectă din asta penticostală sau nu știu ce. N-are importanță că poți să fii în sectă să nu faci. Ai un om nebun. Păi acolo n-ai voie să faci avorturi. Da, dumne, dar nu mai dau, vine legea și o de la azil și gata. Pe păi, las păsată și dacă e sectă, păi da, da, dacă ești major, că spun că legea e tâmpită. Ca să te duci la azil, trebuie să semnezi tu că vrei eu să te duci. Spun? Dacă sunt nebun, trebuie să accept și să îmi dau semnătura și să accept tratamentul. Dacă, știi care e problema? Că pui problema că și copiii aia poate să iasă... Păi schizofrenia aia se moștenește. Păi, e ereditară. Deci adică nu e numai ea. Deci ea și cei cinci copii poate în timp să devină un ea. Și ți-am zis, e și gravidă. Adică nu și se poate. Tupeu maxim adică vreau atâta, acasă. Da. Bă, nu se poate așa ceva. Nu suntem responsabili. Ți-am explicat în Germania. M-am așezat pe scaunul copilului. M-am dus eu în autobuz. M-am dus eu mari harfe și m-am așezat pe scaunul acolo în Germania. Se ridică, stau copiii jos, nu oamenii. Și chiar bătrânul se ridică și la copil. Da. Mamă, stea pe scaun în toate pozițiile. Toți îl spuneau ea în toate limbile germanice. Și cum făceai? Nu, dar mă interesa. La cântam, șonetac, șonetac. Patru echipaje de poliție m-au așteptat la prima stație și m-au dat și m-au legat pe ducere de mașină. Da. Și mi-a explicat în toate limbile. Acolo stă copilul. Și tu n-ai spus, domnule, eu amintea unui copil de 2 ani? Știi replica mea. La noi stăm noi. Copiii stă. Uite, zice Marius Cică, Sergei, steliști în dreapta, dinamoviștii pe geam, lasă-ne cu câinele ăla de torje. Când cânta steaua e numai una și se dăduse cu nea Gigi. Probabil omul, vis-a-vis de ce ai zis tu de torje, da, omul este list. Nu poți să acum, cum îl cheamă pe stimatul nostru telespectator? Marius. Mariuse, nu poți să judeci un om care cânta la băutură cu încă trei colegi, nu? La mișto. Bă, și chiar dacă da, poate plăcea melodia, nu sau asta, deci nu e o chestie acum. A? Melodia era o manea. Era o manea, bine, cântam bineînțeles că asta era, era manea. Auzi, îți place de, că nu te-am întrebat niciodată, îți place de Andreea Marin? Nu. De ce? Prea fals. Mi se pare mie. Dar o cunoști, nu? Puțin. Am înțeles. Adică cunoșteam mai mult pe Ștefan soțul. Care a venit cu ea. Adică nu am nimic cu ea, Doamne ferește asta, dar mi se pare așa artificială. Artificial. Adică nu-și arată adevărata personalitate la televizor, da? Așa o percep tu. Da. Și eu și tu? Percep la și mie cam la fel îmi sună. Și până la urmă, cu aia care l-a făcut și cu asta cu... Bă, emisiunea era o profesie pentru ea, juca un rol, zâna bună, nu putea să zică hai să moară Cichician, dați-mi nu știu ce să vină cazul următor. Bine, că nu... frumos, și că e tot ce vrei, dar... Hai să zic ultima știre. Andrei Marin nu-i mai plac evenimentele mondene din România, a ajuns în High Life-ul din America alături de vedete internaționale. Cred că-i dat de ea acest material.
Se pare că s-a săturat de lumea mondenă din România, așa că a făcut ce a făcut și a ajuns la un eveniment de peste ocean. Pentru că amintirea să fie memorabilă, a zâmbit frumos, a pozat alături de nu știu ce actriță, Reese Witherspoon. Din punctul meu de vedere, e într-un cont de umbră, că nu mai face nimic, nu prea mai bagă. Eu cred că nu lasă bănică să mai apară, că e gelos, care sangre caliente, așa. Da, nu cred, hai mă, nu. Totuși e artist, bănică e artist, nu? Și asta să trage dintr-o... Lasă că produc eu bani, stai acasă. Să trage dintr-o familie de artiști, adică taică-ți păi da, mare. Și... Așa și nu... Unul din cei mai mari actori. Da, și eu nu cred că un om care a trăit în mediul ăsta de când s-a născut, fiind și artist, poate să aibă asemenea mentalitate. Dar nu e... Să nu lași un artist să dezvolte, păi ce, nu? Ce e artistă? Bă, avea o emisiune cu care a avut... Păi nu mai are. Când ne place, când ne place, dar a avut o emisiune care a avut cu mare priză. Da. Și nu mai are. Și stai acasă, crește la copii. De nemor, eu plângea lumea în sală, definitiv. Bă, da. Plângea la televizor. Și ca la băile de nemor. Nu știu, nebunesc la astea, nene. Cum să plângi la o emisiune când se întâlneau ea și făcea, aoleu, aoleu. De ce, mă? Nu râde de dramele oamenilor, că asta... Dar nu poți să plângi la televizor, nu? Da, mai contează. Tu nu plângi oricum. Tu ai plâns vreodată? Nu știu, da, cred că da. Când erai mic, când nu se dea laptele la când timp, eram mic, când îți dau paharul din față, când dragul ai plâns tu, când nu te atinge de nimic. Lanternă, că atât eram eu de mic când m-am născut. Deși tu ești un om sensibil, dar nu te manifesti. Nu știu, nu pot să-mi dea seama, pe mine mă umoră și chestia asta, să vii un bărbat să dea un mărțișor, și mi se pare, dar o să mă înjure. Nu mai educa aiurea, lasă să primim. Nu te că mi se pare... Adică nu m-aș vedea să mă duc și cu forța, cum mă duc cu... Păi mă bine, mâine ne dai lovele atunci. Să mă duc cu un mărțișor, cum aș la pitica. Nu, n-au un mărțișor. Pitica. Mâine ne dai lovele, mă, nu ne cumpărăm, ne luăm singure. Și aia spune, arde-mă și mărțișorul. Nu poate să zică pitica așa ceva. Floriol îți aduce? Ai primit două. Floriol îți aduce? Și le porți pe toate? Sunt în pungă sus. Le pui într-o pungă și le arunci. Nu, depinde de mărțișor. Sunt acum... Mărțișorul poate să fie și o chestiune utilă. Uite, eu de exemplu am primit mai devreme o bijuterie, realmente bijuterie pe post de mărțișor. Da, mă, da, adică nu le simt eu. Și nu vreau să mă iau acum cu toate femeile cu 8 martie, care e cea mai cretină. Da, bine, mă, tu la școală nu-i desenai mai maică ți de 8 martie, felicitarea cu ziua mamei, cu să-ți trăiască ție, nu? Nu. Bă, dacă îmi vin, acum o să mă înjure telespectatoarele. Mamă, când vin ele numai femei și vin împănate așa, bă, eu mai stau prin restaurant. Unde, mă, la tine, la cena? Nu la mine, mă, la toate astea. Și aud, nene, și când le văd pe alea, că se duc toate alea, se duc la Flamingo și la alea, bă, nebunesc, bă. E o chestie atât de stupidă să te duci femeie, să, wow, mi se pare o chestie grețoasă chestia asta, nene. Le vezi grase acolo cu bunoane și bagă lola și pune mâna. Mamă, dacă le vezi și vorbesc la masă când se maturesc ele de 8 martie, și, băi, draga meu, o are mică și a căzut și a meu a fugit cu vagabanda, că nu știu, l-am făcut. Băi, de o tâmpenie. Dar stai, femeile e singură de 8 martie, eu n-am ieșit niciodată. Păi nu ești femeie. Nu, dar stai cum? Adică cum să ies cu fetele de ziua femeie? Da, o chestie care mă lasă, nu știu. Păi trebuie să ai frustrări să faci chestia asta, cred eu. Vezi că ești ca mine. Ce e asta? Merg la restaurant, că merg la restaurant. Da, normal. Nu, o leg de 8 martie. Mă duc acum și ne întâlnim toate. De 8 martie mergem la Flamingo. Adică, uite, eu, de exemplu, aș sărbători Revelionul vara, Valentine's Day toamna, să nu fiu ca toată lumea, știi? Eu am avut o perioadă în care am venit la Revelion în fiecare zi, normal. De aia, dar asta, eu nu sunt un exemplu. Dar, pornind de astea, astea mi se par mie și mor pe, încă o dată, repet, de mine, mor pe astea am frumutate, mă. Asta, bine, dar avem noi dragobetele. Nu, mă, eu mor pe astea am frumutate, pe... Halloween, Halloween și toate astea, niște imbecilități. Dar de ce? Că Halloween-ul e o chestie aia, să se maschează lumea. E catolică, nu americană. Dar nu e a mea. Nu, dar tu ce sărbătoare ai? Care sărbătoarele noastre? Paștele, Crăciunul, ce mai avem? Ziua României? Uite, noi nu sărbătorim ziua României. Cum sărbătorim? În America. Halloween și asta. Bine, multă lume zice, dumneavoastră, e și iarna. Și... Dacă iarna ce? Dar ce vrei, Halloween-ul, mă rog, să duc tinerii mascați în cluburi, dar de ziua României te îmbraci în tricolor și te duci la Bambu? Ziua Unirii a sărbătorit-o mai tare decât asta. Aia 24 ianuarie? Da, dom'le, când ne-am unit, că oricum e o șmecherie când ne-am unit, nu? Prima oară. Da. Adică, americanii dacă se uneau, făceau epopee. Ce vrei, vă, spune-ne? Zine, mă, a venit al doilea invitat, că încerc și întreb. Păi, ocupă-te, că nu știu ce să fac. Îi anunț, nu-i anunț, în fine. Oricum trebuie să luăm. Ne-am zăpăcit. Vezi cu pasa, dacă luăm pasa? Nu, ce pasa?
Da, asta e, mă rog, treaba noastră. Că se întâmplă situații de asta, dar eu zic că e pe drum al doilea. Deci pentru mine chestia cu unirea e cea mai importantă. Eu aia făceam Ziua României. 24 ianuarie? Da, nu, bine a fost prima importantă. Unire, da? Prima unire. Dar la 1600 când s-a făcut? În ce lună? Poate s-a făcut vara, o sărbătorim pe aia. Dar are importanță, eu aș face unirea. Domnule, eu aș lua Ziua Națională în nașterea lui Decebal. Că poate l-a făcut vara, poate nu a fost unie, tot de bună. Dar ce, ce ai tu cu iarna asta? Mă omoară chestia asta. Păi nu mă, dar uite-te și tu. Să știi că e o chestie serioasă. La paradă e frig sau poate plouă sau poate nu-ți mai vine să ieși din casă. Francezii de-aia au ce au pe 14 iulie, da? E în mijlocul verii, în toiul verii, petreceri, e vacanță, e așa. Americanul, e 4 iulie. La fel. Deci atunci au avut ei, nu că păi, au avut corect, da. Noi ne-am bătut mai mult iernile. Trebuie să luăm neapărat... Pentru că vara eram la mare și ne băteam iarna când aveam ce face. Trebuie să luăm neapărat publicitate. Imediat după pauză o să discutăm despre scandalul de la Eurovision. Aseară l-am avut pe Liviu Guță, Mititelu, în exclusivitate aici. O să revedeți niște imagini. A avut săracul, era foarte supărat. Mi-a trântit jumătate din decor. Am crezut că se ia în piept cu Serghei. N-a fost să fie așa. Eu i-am dat dreptate. Voi la fel, din câte ne-ați scris și ne-ați transmis pe dar Facebook. Dar și eu am dat dreptate, dar m-am contrazis cu niște chestii care nu avea dreptate. Sigur, el a spus niște lucruri despre România, n-are legătură România cu un concurs... România, președintele, n-are nicio legătură cu un concurs organizat poți de TVR. Poți să dai pe Consiliul Culturii, pe eventual, sau pe Televiziunea Națională. Televiziunea Națională și organizatorii, da. Am adus în scopul ăsta doi cântăreți, doi interpreți de manele, de succes, care ne vor spune de ce ei s-ar duce sau nu s-ar duce la Eurovision și părerea lor despre tot acest scandal și vom reasculta și piesa lui Liviu. Pauză și revenim. Da, am revenit în direct. Eu nu mai am voce, măi, Serghei. Tu cum de nu răcești iarna? Ce discuție idiotă, mâncați-o și vine să vă dau capul de... dragă Serghei, cum de nu răcești iarna? Eu răcesc vara. Să mă rămâs, că îmi trece, nu-mi trece răceala asta de două luni de zile în voce. Așa, are Ovidiu rugăminte. Să-i mai invităm pe Romeo Fantastic, Ecaterin Cărău, emisiunea cu el, să ne destindem și noi de problemele zilnice și să ne distrăm alături de voi. Dragă Ovidiu, dorințele tale e îndeplinite, ca să zic așa. Deci noi am simțit, de fapt, domnul că simte de la dorul pârf, înțelegi? Și a zis, acum sună-l fă-te Romeo, nu știu, pe Romeo Fantastic. Deci l-am adus pe Romeo Fantastic, cu care vom dezbate un subiect arzător la ordinea zilei, adică manelele și Eurovisionul. Și ca să avem și, hai să nu spun invitat mai serios, dar mă rog, Romeo e mai cu Caterinca, mai așa, am adus și un alt... interpret foarte îndrăgit de iubitorii de gen, se numește Cristi Dule, se invit pe amândoi alături de noi. Vino, frățiorul, să-ți iei microfonul. Ești mai timid? Bună seara! Bună seara! Ce bună faci? Seara. Bună seara, bine v-am găsit! Ia uite-l, frate, cum e! Romeo! Deci tocmai ne scria cineva, mă invitați-l pe Romeo, fantastic că e Caterinca, să mai râdem și noi. Da. Ce faci? Pentru că eu cu Romeo mergem mult noaptea când e zăpadă. Să da, că oricum nu văd eu bine noaptea. Să ne facă aia! Cum e, mă, aia e albă ca zăpada, tu ești negru ca... Ca ciocolată, nu? Aia din poveste. Mi s-a făcut rău. Nu, lasă, nu am... Vezi că eu nu sunt pusă să te autodistrug. Ai mai compus o melodie, da, de când ne-am văzut? Cum se cheamă? Cățeluși cu părul, creți, fură rața din, din lift. Tot cureaua aia cu lux o ai? Da, tot cu aia. Descrie-ne puțin outfit-ul tău, te rog. Ce ăla? Nu că n-aud bine cu ochelarii ăștia. Ținuta din seara asta. Ținuta e compusă din vreo 7 piese. Ia. Dar ridică-te, mă, să te vedem în splendoarea ta. O piruietă ceva. Asta e burta. Ți s-au întărit și sfârcurile, să mor. Am fost cu una mașina din urmă. Deci am curea, capse, lanțuri, cătuși. Cătușe. Cătușe, hei. Mă, mânca, vin la puteanu, că mă... Vin la puteanu. Vin la puteanu. E democrație, ce e. Mă, mânca, vin la puteanu. Și eu sunt de acord. Am ciocat. Cowboy? De păcat. Cowboy, știi, nu? Da. Și ce mai am? Chiloți? Am. Marca? Balaur. Am înțeles. Balaur? Voi doi vă... Când te prinde, nu-ți mai dă drum. Voi doi vă cunoșteați?
Da, sigur. Vă știți? Sigur, dar ne știm de foarte mult. Am înțeles. Toată lumea se miră, Cristi, la cum arăți tu, de faptul că tu cânti manele. Eu la mine? Da. Inclusiv colegii mei, da, colegele în special, că ești băiat. E normal, mai ales că noi, maneliștii, în ultimul timp, cred că suntem făcuți să surprindem, la modul plăcut. Da, să știi. Asta înseamnă că suntem în pas cu oamenii, nu? Din jurul nostru. Da. Ce părere ai de... Cum te-ai apucat tu de manele și de... Cu mâinile. Cu gura. Cu gura. Nu. La mine, ca și la Romeo Fantastic și majoritatea maneliștilor care cântă, cred că e ceva nativ și ceva care vine din tată în fiu, care se moștenește. De exact, da, da. Poftim? Tu ești de nie romă? Jumate, jumate, da. Da? Da. Eu sunt pe bune. Nu cred. Nu cred așa Romeo ceva. Cum să fii tu rog? Tu ne minți. Nu. Ne păcălești. Și eu zic. Nu, am mai era asistentă în film. M-am mai era asistentă. Ce? Ce? Da. Și... Da. Tata a cântat la țambal, bunicul meu la fel, unchii mei și la fel și cum eu am început să... Nu sunt de aici din București, nu cunosc, dar da. De unde? În ce zonă? Lehliu. Aha. Foarte deci aproape de București, zonă, da. Dar da, n-ai față de loc. Ochi, ba da, câteodată. Că da, câteodată, când mă scol. Succes. Și tu ce vârstă ai, Cristi? 28. 28. Și de când cânti? Am toată viața înainte, de la 14. Eu te-am văzut, mă, pe taraf, non-stop ești. Ai 150.000 de clipuri și rulează acolo cum e, la cerere, da, am impresia, dai SMS, da, și... Da, Romeo și-a luat 28 la recurs. Romeo nu mai vorbi la telefon. Chiar azi am făcut pe 29, fac 29. Deci în anii ăștia eu am 11 ani, practic, știi? Da. Da. Păi n-avem voie să chemăm minori în emisiune. Am avut și niște colaborări cu Nicolae Guță, cu Daniela Ghiurfi, câteva albume împreună, dar și melodii pe care le-am scos și care au apărut pe piață singur și au avut succes datorită oamenilor care au ascultat melodiile mele și toate au fost bune, ca și la Romeo. Da, la bine, Romeo e alt gen. La el... cu Sexoasa, am alergat-o prin platouri să o omor. Pe cine, mă? Pe Sexoasa, nu știu. Asta cine? Care aia? Sexoasa? Pe Crăcănata aia. Mamă, mă, știți, pe sexy cu găina ei. Brăilanca. Da, mâncam iar nasul. Nasul, mă rog, da. Da, nu știu, am avut colaborări, am alegat-o pe studiouri să o omor. Dar e n-a stat. Dar de ce, dumne, ai un conflict cu sexy Brăilanca, Romeo? Poftim? Ai un conflict cu sexy Brăilanca? Bă, dar am văzut-o, este urât bunetă. Eu am recunoscut-o. A afirmat odată că, vezi, Doamne, eu cu ea, dar dacă te uiți la ea, o iei la fugă, frate, ca bărbat. Fără și dacă poate... te uiți la tine, te apropii ca femeie. Eu? Mă, nene, mă, nene, noi fiu pe unul, pe una și pe Unescu. Da, uite-te și tu la mine. Serios, chiar are atracție la domnișoare, mai ales. La doamne nu prea, dar la domnișoare, da, pentru... Am avut ocazia să mergem într-un concert în țară, undeva, împreună. Păi, nebunule, dacă împreună, tu spui că are atracție, nu vorbesc la domnișoare, chiar vorbesc de tine, serios, ce să mai zic? Nu vorbesc de autografe și poze, vorbesc de altceva. Da, o mare ștampilă cu Romeo Fantastic. Știi? Uitat, nu. Cum? Nu știi? Nu zic că are ștampilă. Ai zis că nu le aduci, mamă, ca să nu lumea mută. Nu am pentru autografie asta. Da, l-a turnat la ținte. Și când vine și fac. Și ce zic că e pe ștampilă? Frasul l-a turnat. Mi-a băgat un fan mâna în gât. Ia mâna de pe la valieră. Mi-a băgat un fan mâna în gât, am zis. Și ce scrie pe ștampilă? Romeo Fantastic, vă pup. Era culmea să scrie ceva, vreo jurătură sau să fie. Uite, Andreea spune, salut pe Cristi, am fost la o nuntă unde el a cântat super. Noroc cu el că în ziua aia murise lăutarul. Cum adică? Ai fost la o nuntă la care a murit cine era dormit? Nu, doamne, știu, nu, chiar nu știu de situația asta în care probabil... Da. A trebuit să cânt și am cântat. Am înțeles. Bun, deci cânti de la 14 ani, deci ai vreo 15 ani de cântări în spate. Da, da. Ziceți-mi și mie, știți povestea cu Liviu și cu Euro? Noi avem și un material videopitica? Hai să-l dăm un pic cu sunet în platou. Liviu a fost aseară la noi, imediat după ce a aflat că l-au expus de la Eurovision, puțin supărat mărturisesc. Hai mă, e normal să fie supărat, mă, ceea ce se întâmplă. Absolut. Mă. Cum? Mai durează un pic? Bun, mai vorbim un pic de... Chiar vreau să spun că la un moment dat am avut o colaborare cu domnul Romeo Fantastic, aici prezent. Măi, mă, domnii, mă, sunt frate. Țin minte că atunci la studio, când a înregistrat partea lui, de când și-a făcut el textul și... Stăteam lângă el și eram foarte atent. Mă gândeam și îi spuneam, îl rugam, îl implora. Îi spuneam să nu scoată ceva urât, să fie totul frumos. Și la un moment dat tot a zis-o. Știi? Da. După mine m-a dorutat cel mai tare aici.
Da, cântă live, știe cuvintele. Când a făcut playback, aș zis da, nu, că nu, 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 că playback e mai greu decât live. La noi ăștia, playback e mai greu decât live-ul. Când noi cântăm live non-stop. Poate că a fost ceva pe moment, nu știu, îi venea ceva în minte, probabil, decât piesa propriu-zisă. Păi nu știu cuvintele decât live-ul, playback, nu le mai știu. Uite, te compară cineva, ci că seara Romeo seamănă leit cu artistul american Prince Little Joe. Să rămână, credea că n-am zice auzit. De Leone. N-am auzit cum cine e Prince. Tovarul și m-am băut aseară cu el. Am înțeles. Hai să vedem materialul cu de aseară de la noi din emisiune cu Liviu Guță și revenim. Te-au dat afară de la Eurovision. Auzi. Bă, asta e discriminare. Dar ce ăștia, da, bă, pe chestii. Sergei, tu știi că ce-a băi, dar tu ieri erai admis. Nu, te rog eu frumos, Liviu, nu se poate. Nu mai folosi termenele astea. Am zis ceva. Băi, eu te cred că ești nervos, dar dacă vrei să ne supărăm, urât, ne supărăm. Urât. Zim ce s-a întâmplat. Pe deci... ce am așteptat plicurile. Mititerul Liviu Cătălin. Când a auzit Liviu Guță, oi, să moară Gibilan dacă peste manelist. Ești așa, dă te dracu. Cam așa. Pe cum să mă dea mă pe mine afară? Care eu cânt. Să fiu al dracu, bun, dar nu cânt. Cânt un gen de muzică pe uite, o să vă cânt în premieră. Piesa, în premieră. Vreau sau piesa? Este prima oară, îți jur pe Dumnezeu. Unde cânt piesa în premieră. Respinsă la Eurovision, da? Respinsă la Eurovision. Cine a fost în juriu, știi? Capatos mi-a spus așa. Și am zis acum, prin telefon, că am intrat direct. Cunosc. Băi, Capatos, spune-mi tu adevărul adevărat, dar fi sincer în viața ta odată. E. Și a zis, băi, adevărul că nu e manea. Da. Acestea au fost așa, parțial din ce s-a putut... Dar nu e manea. Da, piesa nu e manea, ați ascultat-o? Că a apărut astăzi în ziare și... De ce credeți voi că se întâmplă? Eu, după părerea mea, maneliștii sunt ok, că n-au ei școală, că n-au talentul, nu prea ține de școală. Dar vocile sunt extraordinare. Dacă l-a dat afară, dar articolul din ziar a fost mai tendențios, da, care poate să-i dea afară, că aici m-a șucărit pe mine cel mai tare. Manelistul de etnie romă, nici măcar nu-i țigan. Adică dacă dar nu contează dacă ești, dar nu contează că ești, ea mă apucă nervii. Dacă ești cetățean român, ești cetățean român, indiferent ce etnie ești. Normal. Ideea este în felul următor, cred că toți cei care cântă și cântăm genul ăsta de muzică, chiar și cei, în cazul lui Liviu de față, suntem încadrați în aceeași categorie de oameni. Bun, și dacă ești, oameni, dacă ești rom, etnie, și anume și dacă ești de faci parte de etnie, ce? Vreau să spun adică ceva. Adică mai bun, pe un cretin poate să-l deranjeze chestia asta, mă. Vreau dacă pentru facem... că în fiecare rasă, în fiecare etnie, există oameni buni și oameni... Adică nu poți să spui... Oameni buni, oameni răi și cei care nu-și recunosc etnia. Nu, cum s-a întâmplat acum la... Nu, dar adică nu se poate, adică cum, adică dacă ești... Bă, dacă spunea un bou pe stradă, atunci nu te supără. Dacă scrie o publicație, adică un ziar, atunci e... Cum să spun? Este. Adică el dacă îi dă la asta, la minoritățile astea, la cum se numesc, care... Discriminare, nu? Discriminare, afară închidea ziarul. Absolut, da. Nu există treaba asta, domne. Deci să încetăm o dată o chestie asta, indiferent ce... Cu alte cuvinte, el a avut interzis din cauza asta, pentru că... Cere! Domnule, este mare... regulamentul. Piesa a plăcut foarte mult. Din 200 de piese trimise, da, au fost alese 17. A lui era pe locul 13 acum două zile. La plicuri vorbesc, deci doar audiție, da? În momentul în care s-a văzut că piesa e făcută de Liviu, cât s-a schimbat regulamentul, l-au băgat pe Temișan, pe Jostan, s-a prelungit în scrierea, eu sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă i s-ar fi întâmplat lui așa ceva. Vai, Romeo. Capul, păi ce mai mult, eu am văzut astăzi la rând, direct. Toate televiziunile știa și da, Europa Romeo, și Occidentul. Da, scuză-mă, e vorba de compoziție. Deci tu ai în general piese copiate și cu versuri cu să-ți un pic, să-ți voie să te rog, stai copiate. A venit Romeo și tot Los Angeles începe, că seamănă cu cine? Cu a, da, are, eu uite, de-aia îl chemdesc. Dacă n-am să compun și eu anul viitor o melodie și am să merg la Eurovision, și dacă îi pune tupeu și păcatul pe juriul ăla, să-i ce placă vreo. Ce notă ți-am dat eu, mă, la Eurovision când ai fost la 14 ăla? Sau 10. Ți-am dat 10, te-am pus să dansezi un pic la rece, așa, da? Da, dar n-aveam, și am dat 10, un an de cultură. Când facem Romeo, scriu la mine Eurovision pe restaurant și îți dau din prima dată. Pe cuvânt și dacă... Și că mai întreabă-l pe Romeo când o să mai facă un duet cu Fernando de la Caransebe și aveau ei o melodie, vrei tare, mai tare, mai tare, dă-mi-o mai tare, da? Măi, nene, aici trebuie să fac o remarcă. Eu pe Fernando
i-am dat dreptul la o zi din viața mea ca să cunoască și el, fără poante, fără șmecheri. Toată lumea fuge de Fernando. Hai mă să vezi tu o zi din viața mea cum este. Hai să tragem o piesă împreună, că nu mă deranjează și nu fug. I-am dat o șansă ca să fie și el ok, să se simtă bine. Ce să fie și el prințul sexului. Dar nu facem colaborări și featuring, n-am făcut niciodată. Featuring? Mi-e rău cu capul. Aolo, featuring? Mă, și de-aia mi-a venit mintea la capul. Uită-mă, ne-a trimis și poză cu ăsta cu care se merg. Da, mă, și aseară ea de la BBC m-au sunat toată noaptea. Azi noapte? Da, m-au sunat. Pe ce subiect? Și seamănă că nu vă fac. Eurovizia. Tu ce zici? Seamănă, uite-l. Seamănă, seamănă. Leit. E Romeo cu păr. E Romeo cu păr. Păi are. Dar de ce nu-ți desfaci coada? Sau nu, domne, nu. Azi e ziua femeii și atunci. Iani e biseț. Iani e biseț. Nu poți să-l întrebi. Uite, vezi, telespectator, băi, așa puțin că e invitat, ci că întreabă-l pe Romeo dacă a fost vreodată locomotivă. Nici nu știu ce treabă. Nu, a fost Marfar. Nu știi ce este locomotivă? Adică dacă erai primul trenuleț, locomotivă e cel mai nasol, împingător e cel mai bine. Și evită mijlocul. La, uite, bă, vezi dacă nu știu limba asta bine, rău? Faceți mișto. Eu sunt din Brooklyn, faceți mișto firuși. De unde ești tu, mă? Brooklyn, mâncați ăștia. Brooklyn? Da, până se vede. Sunt nevoită să vrei te corectez. Să Brooklyn, da. Dar unde știi tu că nu e un Brooklyn aici? Brooklyn în Dudești aici. Și nu are treabă cu Brooklyn de acolo. Brooklyn, mă, că Brooklyn ai plin gura prin. Bro, uite, bro. Broccoli? Bro. Ce broccoli? Mâncăm scoici. Da, mă, și referitor la Liviu, e ură de rasă pe față. Pe cuvânt de onoare. Urât. Urât. Cristi, tu ai trimit-o vreo piesă la... Tu cânti și altceva afară de manele? Serios. Da, eu cânt la nunți, la fel de petreceri și nu cânt doar manele. Cânt și muzică de petreceri, câteva piese și de muzică ușoară, dar în general vreau să subliniez lucrul ăsta. Noi, majoritatea maneliștilor, putem cânta și alte genuri de muzică. Normal. Pentru că vă duce glanda, nene. Ne putem adapta. Unii dintre noi citesc și cântă pe note, alții nu. Exact. Cei auzeam care... o discuție astăzi la, sau aseară, nu mai știu, la o emisiune. Spunea domnul Dan Manoliu de la Televiziunea Română, domne, dar trebuie studii. A, nu, o remarcă a lui Stoian aseară. Domne, dar trebuie studii. Că nu există fără studii. Stoian Arosu? Da. Zice, la un anumit nivel. Și eu l-aș fi contrazis direct Amy Winehouse, nene, tatuată, da? Da. Bă, nene, aia era un talent nativ. Pe cine n-a avut Ciprian niciun fel de studii. Care, sau Enescu, a compus la 4 ani. Ce studii avea la 4 ani? Dar cum spui tu... Ca să cânti ceea ce auzi, îți trebuie vreo carte? E cel mai mare talent posibil. Andreea Bocelli n-are studie, știi? Dar marii noștri lăutari n-aveau studii. Nu vorbesc de lăutari, el a zis, Stoian a zis, zice, domnule, la un anumit nivel Eurovision, internațional, da. Am înțeles acum. Nu e adevărat, n-are nicio legătură. Dacă cânti, cânti. Eu, sincer, aș participa și mi-aș depune o piesă pentru Eurovision, pentru că eu consider că orice om are dreptul să-și depună, pentru că e foarte simplu. Formalitățile sunt unele simple. Nu, dar fac manevră și după aia tu ești, dacă ai un psihic mai slab, cazi. Nu, trebuie să fii împăcat cu tine, în primul rând, și să ai demnitate de a accepta și un refuz. Știi care a fost povestea la Liviu? Dacă îl refuza de la început, n-avea chestia asta. Dacă stai o noapte, te bucuri, bei că ai intrat, da. Și a doua zi când te duci, exact ca la Joana. Ceva de genul, îți dă una caldă, una rece. Bravo, Serghei. Deci una cald. Da. Exact ca la Joana, am câștigat, vă, pup, pa, ne-am culcat toată. A doua zi rău, președinte. Poate că așa s-a întâmplat și acum, au mai venit niște voturi de undeva. Nu, o schimbare cu lamentul, bă, incredibil. Nu, au prelungit termenul de scriere. Au prelungit termenul, păi bă, dacă eu mă înscriu la o competiție, mă duc și îmi pregătesc toate hârtiile, nu? Ce la bacalaureat sau la facultate, dacă e să mă înscriu, îmi prelungește termenul. Exact asta vreau să vă întreb. Eu nu știu motivul care a fost pentru care, motivul oficial. Păi îți spun imediat. Deci motivul oficial. Dosarul nu a fost completat așa cum ar fi trebuit, sau nu a avut trecut toate. Și după aia s-a prelungit termenul, n-a mai fost automat nu în primii 17. Două persoane. După care a zis, domnule, juriul a reascultat toate piesele, a oferit note și tu ești pe locul 50 ceva din 13. 58. Domnule, cu ce notă? Nu știu exact. N-avem. Și după aceea au început să scrie cei din... Dom'le, cine e admis? Da. Păi este admisă trupa Mandinga. În juriu este Dan Popi de la Cat Music, care produce trupa Mandinga.
treci. Doamna sau domnișoara Ada Mardare, cu două piese. N-am auzit de ea, poate fi un talent asta. Nu. Cu două piese. Este promovată de George Națis. Și ambele piese au intrat? Da, ambele piese au intrat. Promovată de George Națis, președintele juriului Eurovision. Da. Și lista deci continuă niște... așa. Dan Popi la primul album ars de o grămadă bani pe mine. Cât Romeo, că face partea cum ai trimit doi dacă băieți. Dacă stăm atunci lei. S-a vândut vreo 800.000 de unități pe timpul ăla sau un milion. Serios? Da. Ia fost cu cine a semnat contract cu el? Bă, tu vrei să zic ceva? Ia fii atent. Când am venit din Statele Unite după 2 ani, că m-a luat pușcărie. De la... Nu, m-a luat de la... Păi n-ai de unde să știi ce-am făcut acolo. M-a luat de la aeroport tatăl unei prietene cu un jeep. Gagica tot în America, stătea ăsta șmecher aici. Avea în mașină, asta se întâmpla în anul 2000, nu prea erau trupe atât de multe și așa. În mașină avea un CD cu tine, dar original, cu de aia de carton, mă l-am și acum acasă. Băi, am înnebunit când am deci auzit de atunci. O Carolina. Deci m-a bufnit un râs, zic, bă, mă, ce e asta? O Carolina românește, te rog frumos. Zic, ce e asta, ce putare? Mi-a dat omul, deci n-a scăpat de mine, zice, cum, că la noi au izbunit manele, nu știu ce. Mi-a dat CD-ul și am și acum acasă. M-a ars popii de mi-a sărit capacitatea. Hai să facem prima piesă, să ne mai da? Destindem sigur, așa. Sigur, sigur că da. Prima să piesă... mai spele domnișoarele, fanele da? Lui Romeo, care sunt nebunite. Nu există chef fără mine. Nu există chef fără mine. Prima piesă, Cristi Dules. Haide regia, dacă suntem pregătiți, să-i dăm drumul. Vine mai așa în centru. Da? Ce că vine mai poți să vorbești orice. Poți să cânti pe hol. Mergem în piesa, pitico. Poți să cânti și, poți să cânti și de pe culoare. N-am ce să vă fac. La orice chef, toate drag la mine. Că sunt mare jucării mei. Din 10 fete, 9 mă plac. Invidioșilor, n-am ce să vă fac. Fac nebunia, vino și tu să vezi care-i șmecheria.